Bună ziua, bine v-am găsit la conferința de presă săptămânală organizată de clubul nostru. L-am alături de mine pe Andrei Nițu, unul dintre jucătorii care au fost titulari în ultima etapă și care a avut o evoluție destul de apreciată de către noi. S-a încheiat turul de campionat, după cum bine știți. De săptămâna aceasta deja se joacă returul, un meci destul de important în compania celor de la Bascov, jucăm în deplasare. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Alex, cum ți s-a părut meciul de la Cluj? Ați cedat 1-0, golul în minutele de prelungire în prima repriză, o echipă nouă, așa cum ai spus și cu Nițu în primul 11, în poartă n-a mai apărut cu Reboiu. Da. Cum i-ai văzut pe băieți? Cum au evoluat? La fel ca în alte câteva partide, echipa noastră a făcut un joc destul de bun. Se pare că suntem mai motivați cu echipele de pe primele locuri, dar din păcate, din nefericire, ne-am întors acasă învinși și fără puncte. Asta e cel mai dureros. Ca aspecte pozitive, cum am zis de Andrei, un debut până acum, nu apucase să joace la noi în Liga a III-a. Calotă, portarul, cum ai zis și tu, n-a mai apărut Oreboiu, cu o evoluție destul de bună. Pe ansamblu, echipa noastră a făcut un joc destul de bun. Compania liderului, probabil echipa care va termina sezonul pe primul loc, CS Tunari, și merită, au o bază destul de frumoasă, jucători, toate condițiile pentru a face pasul în Liga a doua. Dar, din păcate, cum am zis, ne-am întors fără puncte la câmpul. Să înțelegem că Oreboiu a fost pedepsit pentru gafele din meciul cu Dinamo, pentru că și Sanda a greșit în meciul cu Dinamo și iată l-am văzut din nou titular și capitan de echipă la Tunari. Da, asta a fost decizia antrenorului, al lui Vasi. Dragoș, un jucător de moral după mine, are niște evoluții senzaționale, dar câteodată e de nerecunoscut. Și în meciul cu Dinamo, câteva greșeli și s-a luat această decizie de către antrenor, care a fost cât de cât destul de inspirată. Adică Calotă chiar a făcut un meci bun. Fiind junior, născut în 2004, copilul s-a descurcat foarte bine. În ciuda înălțimii, exact, în ciuda vârstei, a făcut o partidă destul de reușită. Acum, la finalul turului, trăgând linie, cum evaluați șansele de a mai atinge acel obiectiv declarat în prima conferință de presă și anume accederea în play-off? Da, bună întrebare. Seria... La asta mă pricep. Seria e una destul de echilibrată, adică nu e o diferență între primul loc și ultimul loc, cum sunt în alte serii. Cu 2-3 victorii la rând, te poți apropia de locurile fruntașe, de accederea în play-off. În acest moment, suntem foarte departe de obiectivul declarat la începutul sezonului, și anume accederea în play-off. E din ce în ce mai greu să ținem pasul cu cele câteva echipe din fața noastră, care ne luptăm pentru evitarea retrogradării în acest moment. Dar mai sunt câteva etape. Pentru noi e un moment zero. Sper ca și jucătorii să înțeleagă. Le-am și transmis lucrul ăsta și individual și colectiv. Le-am spus că or să le fie și lor destul de greu să își găsească alte echipe când te întreabă cineva unde ai evoluat ultima dată și le spui la echipa după ultimul loc. Sper să înțeleagă și ei, să fie un moment zero pentru toată lumea, să o luăm din nou de la capăt, de acum, de acest moment când începe returul. Câte etape se vor mai disputa, 6 etape din acest retur. Sper să obținem cât mai multe puncte, avem și suntem și încrezători de altfel, încă nu ne-am pierdut speranța. Și eu zic că cu 2-3 victorii legate putem ieși din această zonă neagră.
urmează două partide relativ ușoare, am putea spune, la Bascov și acasă cu Moreni. Nu e niciuna ușoară, după cum vede, se poate întâmpla orice. Nu, mă refer în funcție de... De locurile în clasament, vă referiți, da. Da, da, da. Două victorii, vă duceți până pe locul... Asta zic și eu. Asta zic și eu, dacă am reușit să... Dar le luăm pas cu pas. Important este meciul de la Bascov, foarte important. O să dăm, adică ei sper să dea totul pentru victorie, noi cei din staff să pregătim meciul cât putem de bine, cât ne pricepem de bine, fiecare să fim alături de ei, iar ei pe teren să dea totul pentru cele trei puncte. Aveți jucători disponibili pentru meciul de la Bascov? Sincer, nu. În privința cartonașelor nu avem probleme. Din nou, avem Ștefan Ghiță, care a luat roșu în ultima etapă de la turnar, dar abia revenise după o accidentare și a luat cartonaș roșu. În rest, toată lumea e aptă pentru joc. Nițu sau Niță, nu? Nițu. Unul dintre mulți, Nițu și Niță. Da. Și dintre mulți Andrei. Da. Cum ai văzut meciul? Cum ai simțit meciul, mai ales, așa cum spune team managerul, pentru prima dată titular la Liga 3-a? Cum ai simțit meciul la turnare? A fost, știam că va fi un meci greu. Cum a zis și Alex, o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni, care au jucat, unii dintre ei au jucat și în Liga 1. Noi, prima repriză, am încercat să nu luăm gol. Ne-am apărat. Eu zic destul de bine, am alergat cu toții, toată echipa a jucat foarte bine, nu numai în prima repriză, ci tot meciul, dar o neatenție, am luat gol și a doua repriză am încercat să egalăm, am avut câteva șanse și eu zic că cu mai multă atenție puteam să venim cu punct sau puncte de la turnare. În minutul 15 ați avut 11 metri, nu? La turnari? Da, după ce ni s-a apărut atunci în teren și după relorile pe care le-am văzut, cred că a fost... Da, la Stelea, cred că se putea acorda 11 metri. Dar nu putem spune că a fost o viciere de rezultat sau că în aceste 9 etape jucate, arbitrii au avut un rol important la locul pe care suntem noi în clasament. N-a fost o viciere de rezultat. Vă dați seama, Turnari, o echipă care toată lumea știe, trage să promoveze. Cred, probabil au și acei 5% acordați gazdelor sau echipelor mai valoroase. Una peste alta, în ciuda faptului că ați plecat, un vin și a lăsat o impresie frumoasă, atât la Turnari și la Popenjorului. Păi, după cum am spus și mai devreme, jucăm bine cu echipele și cu Dinamo, chiar n-a fost un joc foarte rău, mai ales că am marcat 3 goluri. Cu echipele bune, probabil ne mobilizăm mai bine, dar acum pentru noi importante sunt punctele. Nu n-am reușit să ne punem o amprentă a jocului până în aceste 9 etape, adică să avem un stil oarecum de joc, da? Nu am reușit până acum, dar trebuie să facem puncte, să obținem puncte. Asta ne interesează din acest moment. Nu o spun că nu se află antrenorul Stoianoiu de față. El chiar, cred, nu are experiență la acest nivel. Vă lipsește un antrenor? Lipsește un antrenor la momentul de față la echipă? Nu. După plecarea lui Sandy? Chiar vă spun sau așa. Are nevoie echipa în momentul de față de un antrenor? Probabil cu un antrenor cu mai multă experiență, poate ar fi reușit puțin mai mult, dar nu știu cât ar fi reușit. Până la urmă, toți jucătorii sunt cei care, actorii principali, cei care joacă pe teren. Până acum am avut, chiar spre mirarea mea, care am mai cochetat, da, cu Liga a treia, până în acest moment am mai fost conducător. Spre surprinderea mea, jucătorii vin cu plăcere, antrenamentele sunt frumoase, nu avem probleme, știți că se mai întâmplă în viața unei echipe de fotbal. Certuri între ei, astea, la noi n-a fost problema până acum.
toată lumea e ok din punctul ăsta de vedere, spre surprinderea mea, că la un moment dat când trec etapele și ești tot acolo pe ultimul loc și înfrângere, mai cedezi, dar până acum n-am avut probleme de genul ăsta. Președintele clubului și totodată finanțatorul principal al echipei, domnul doctor Robi Ciolan, a reușit să vorbesc cu dumnealui? Da, am vorbit după jocul de la tunări. Ce zice? Și vă dați seama, și el dezamăgit, la fel ce spunem noi, că e păcat că jucăm bine, avem un joc bun, bunicel, dar nu luăm puncte. Vă dați seama că și el dânsul foarte dezamăgit. Și nu, ne e rușine să ne uităm în ochii dânsului, pentru că până acum ce ne-a promis ne-a dat, salariile sunt la zi. Ce putem să-i spunem? Dânsul este cel care vine cu partea financiară. Ce a ținut de dânsul a făcut posibilul și imposibilul. Mai departe, suntem noi conducerea, după care jucătorii. Să vedem ce o să fie în iarnă, după etapele astea rămase, probabil se va trage o linie, vor mai fi veniri, vor mai fi plecări. V-ați făcut o listă așa cu... Da, cum v-a zis, noi monitorizăm. Avem, după părerea mea, ce, la cât mă pricep eu, avem nevoie de 2-3 jucători de experiență. Adică, nu știu, și în vârstă, și cu experiență, cu ștate vechi în ligile a doua, a treia, care să ne ajute. Și mă refer aici la un act central, că acolo e Bobaman. Dacă ai un conducător de joc, un atacant, da. Monitorizați și din ligile inferioare, a patra, a cincea? Ne-am gândit, să știi, și la Liga a patra, foarte mult ce jucători am putea lua. Golghetorul de la Domnești. Sună... Golgheterul echipei de la Domnești, că nu, da, cred că e al campionatului, nu? Nu, campionatul e Genaru, da. E Genaru, da. Alexandru Coman de la, da, Domnești. Da, 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 îl știu. Totul de explozie și îl aveți în vedere? Vă dați seama că o să trage și noi o linie. Acum nu ne gândim... Îmi imaginez că fiind pe ultimul loc, e greu să convingi un jucător care... A evoluat la echipă. Da, e greu, dar să... când un jucător aude că banii sunt la zi, condițiile, da, cât de cât o stabilitate financiară, condițiile cât de cât ok, ce am reușit să le oferim, poate să vină să ajute în etapele rămase din retur și după aia în play-out sau play-off, să vedem ce o să fie. Mai avem până la iarnă, o să ne gândim, v-am zis și la, dar după mine, greu un jucător care a jucat pe la Liga a 4-a să vină să te ajute în play-out sau la Liga a 3-a, când ești pe muche de cuții, cum suntem noi. Dar nu uităm că voi ați defilat aproape în Liga a 4-a, ați câștigat și barajul și iată la Liga a 3-a, a capătat. Exact, sunt probleme. Am putea lua, adică, după mine, cred că ne-ar ajuta jucători stil Genaru, care... au ani mulți de Liga a 3-a și care... Mara, dascălu Bogdan. Bogdan sau Marius, dascălu Marius, da. Genul acesta cred că ne-ar putea ajuta. Cu experiență și cu lucruri multe. Exact. Mare.